În această perioadă a apostolului nașterii Domnului înalt, preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului, a dăruit elevilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Timișoarei peste 30.000 de cărți de rugăciune. Acestea au fost distribuite prin intermediul Inspectoratului Școlar Județean Timiș și al profesorilor de religie. Dorința înalt preasfințitului părinte Ioan a fost ca fiecare elev să beneficieze de o carte de rugăciune care să le fie de folos duhovnicesc și pentru întărirea credinței. Fiind anul mondial al rugăciunii, așadar și Arhiepiscopia Timișoarei s-a gândit ca prin sectorul teologic educațional, sectorul învățământ, să distribuie ca instrument de lucru profesorilor de religie această carte de rugăciune întocmită și rugăciune alese de fapt de către înalt preasfinția sa pentru un scop precis, acela de a educa în primul rând mintea și inima, mintea coborâtă în inimă, pentru că rugăciunea însăși este un dialog cu Dumnezeu care își are izvorul chiar în dialogul Sfintei Treimi. Inițierea proiectului Rugăciunea în viața creștinului de către înalt preasfințitul părinte mitropolit Ioan ne-a oferit nouă profesorilor de religie și preoților totodată bucuria de a desfășura activități valoroase, astfel încât tinerii din județul nostru să învețe cum să se roage, când să se roage, unde să se roage, în așa fel încât rugăciunea să se dezvolte și să fie plină de har în viața acestor tineri. Rugăciune inițiată în familie, continuată în biserică și în școală totodată. Cartea cuprinde rugăciunile de dimineață, de seară, de călătorie și cele de la vreme de boală, rugăciunile părinților pentru copii și ale copiilor pentru părinți, rugăciunea pentru țară, acatistul Domnului nostru Iisus Hristos și acatistul Bunei Vestiri. Darurile pe care ni le-a trimis înalt preasfințitul ne bucură foarte mult și le înțelegem ca pe un îndemn la intensificarea rugăciunii. Dăm slavă lui Dumnezeu că elevii școlii noastre au râvnă mare pentru lucrarea interioară a sufletului și pentru toate temele ce țin de spiritualitate. Rugăciunea are un rol deosebit în viața copilului. Prima rugăciune pe care o învață este rugăciunea mamei, adică tatăl nostru, pentru că mămica este cea care îl învață să roage, iar mai târziu, ajungând să citească, învață și alte rugăciuni. Iată că acest suport scris îl ajută să citească rugăciuni, să cunoască rugăciuni noi și să le exerseze în viața sa pentru dobândirea păcii, pentru a realiza că Dumnezeu este prietenul nostru care ne însoțește în toate momentele vieții și că întotdeauna poate apela la acest prieten de nădejde. Această carte de rugăciuni conține foarte multe rugăciuni pentru părinți și o voi deschide în fiecare dimineață. E un dar foarte potrivit, deoarece ne aflăm în anul rugăciunii. Ne vom ruga, ne va ajuta și la școală și să fim mai buni. Cartea de rugăciune a fost tipărită la editura Arhiepiscopiei Timișoarei.